de judecată din Republica Moldova. Eu mai am două întrebări la dumneavoastră. Prima întrebare, cine a dat ordin ca eu să fiu expulzat din Republica Moldova? Încă o dată? Cine v-a dat ordin? Deci, eu vă rog încă o dată, decizia se primește în baza unor date prezentate de autoritățile competente. Dumneavoastră, pe data de 9, aveți examinarea cauzei în fond, în instanța de judecată și aveți dreptul să pretindeți și să pledați pentru examinarea cauzei dumneavoastră. Pretind pentru toate neplăcerile pentru care, prin care am trecut, ca dumneavoastră să vă dați demisia. Sau să fiți demisă, dacă dumneavoastră nu vă dați demisia. Domnul Simeon, eu vă spun încă o dată. Cazul dumneavoastră va fi examinat în fond, în instanța de judecată, pe data de 9 februarie și dumneavoastră veți avea posibilitatea să pledați personal pentru cauza dumneavoastră în instanță. Eu am înțeles, o să pledeze avocații mei și o să fiu și eu prezent, dar asta nu datorită dumneavoastră, că dumneavoastră n-ați dorit să fiu prezent. Dar întrebarea mea este, cine v-a dat ordinul și când vă dați demisia? Deci vă spun încă o dată, eu nu-mi dau demisia pe motiv că s-a acționat absolut legal. Deciziile, dacă dumneavoastră nu sunteți de acord cu ele, se contestă în instanța de judecată și dumneavoastră aveți tot dreptul la examinarea cauzei în fond. Problema e că cum vă bate joc de mine acum, așa își bat joc politicienii Republicii Moldova de cetățenii.